Credincioșii Catedralei Episcopale din Gyula au trăit astăzi momente deosebite. Mai întâi au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, iar apoi au asistat la un concert susținut de corul Pro Muzica și de interpretul de muzică populară Ion Crețeanu. După terminarea Sfintei Liturghii, am avut două surprize foarte frumoase și hrănitoare de suflet, și anume concertul de muzică bisericească al corului Pro Muzica, de aici din Jula, dirijat actualmente de domnul Adrian Bughi și în care a fost înființat în 1911 la inițiativa și cu susținerea domnului Ștefan Oroian, artist plastic și managerul acestui grup și, bineînțeles, cu aportul dirijoral deosebit al maestrului Gheorghe Fluieraș din Arad, care între timp s-a mutat și la cele veinice, dar a lăsat la conducerea corului unul dintre ucenicii săi cei mai nădejde, astfel încât, iată că după această perioadă dificilă a pandemiei, corul Pro Muzica din nou poate să ofere din străduințele și din realizările sale piese deosebite pentru hrana sufletească a românilor ortodoxi de aici din Jula. De asemenea, un moment cu totul special ne-a fost oferit și de către maestrul Ion Crețeanu, care este din părțile Olteniei, un adevărat artist care, iată, are atât calități vocale deosebite și care ne-a ajutat și la cântarea la strană, dar care ne-a încântat la propriu și cu două piese religioase deosebite din creația noastră și, bineînțeles, cu o baladă închinată voievodului Constantin Bâncloveanu, și ne bucurăm foarte mult că a putut să poposească și în mijlocul nostru, nu doar în Episcopia Severinului și Strehai, unde l-am întâlnit de mai multe ori la Preasfințitul Părinte Nicodim, sau în Mitropolia Olteniei, iată că și la românii din Ungaria, a venit cu talentul și costumul său special deosebit românesc ca să ne împărtășească din darurile cu care l-a înzestrat Bunul Dumnezeu. Am avut astăzi bucuria ca în Catedrala Ortodoxă din Gyula să aducem spre audiere un buchet de cântece religioase și nu numai, deoarece am avut în repertoriu și un cântec laic. Ne-am bucurat că după o perioadă îndelungată, cum a fost perioada pandemiei, să fim din nou pe solea bisericii și să bucurăm inimile celor care ne ascultă și vin să ne asculte cu drag întotdeauna, inimile românilor din Ungaria. Am ajuns la frații noștri de credință, la creștinii ortodoxi din Ungaria, aducând în tolbă cântecul de acasă, cântecul țărănesc, cântecul tradițional, cântec transmis prin veacuri, transmis din gură în gură, cântecul nostru care ne-a alinat, ne-a bucurat în atâtea și atâtea și atâtea momente. Cântecul nostru care ne-a transmis și pagini din istorie, cazul baladei lui Brâncoveanu. Eu sunt de la Voineasa de Olt, de Romanați, și am auzit balada lui Brâncoveanu când aveam vreo 10 anișori. De la mine de acasă până la Sfânta Mănăstire de la Brâncoveni sunt în linie dreaptă, peste câmpuri, așa peste Olteți, vreo 12-14 km. Am fost puternic impresionat de modul în care a fost recepționat cântecul nostru, cântecul de acasă de la mine, care de fapt este al tuturor românilor. Am fost fericit să prezint balada lui Brâncoveanu, o pildă de eroism într-o credință strămoșească, într-o păstrare verticală a identității noastre naționale. Am cântat balada lui Brâncoveanu în Canada, la Beijing, la Constantinopol, peste tot unde am ajuns în lume. La împlinirea a 25 de ani de existență, în data de 18 decembrie 2016, corul Pro Muzica a fost distins de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu Ordinul Sanctus Stephanus Magnus.